Noi am depus o candidatură atât la municipiu pentru primăria municipiului Galați, cât și pentru președinția Consiliului Județean, pentru echipa completă pentru Consiliul Municipal, cât și pentru Consiliul Județean. Am depus, cum spuneam, toate eforturile și cred că am tăiat prea mulți copaci pentru a așeza toate propunerile noastre în documente oficiale. Am venit cu o candidatură atât pentru Consiliul Local, pentru Primărie, cât și pentru Consiliul Județean, pentru progresul Galațiului, pentru evoluție rapidă, dar în primul rând ne dorim ca toate aceste elemente de dezvoltare a municipiului și a județului Galați să se realizeze în mare armonie, pentru că întotdeauna confortul cetățeanului pentru noi este o prioritate. Lista Consiliului Local cât și lista Consiliului Județean conține exact ceea ce ne dorim pentru sprijinul mediului de afaceri, pentru a avea posibilitatea ca dezvoltarea municipiului și județului Galați să se facă pe principii corecte, în care mediul de afaceri să fie prezent împreună cu componenta de sănătate și împreună, bineînțeles, cu partea de al statului sau autoritatea statului, care asigură până la urmă pentru noi și pentru fiecare dintre cetățeni echilibru în societate. Avem în componența Consiliului Municipal atât mediul de afaceri prezent foarte bine, cât și colegi din partea organizatorică a componentei ALDE, care au fost alături de noi permanent. Avem alături de noi medici, avem alături de noi fostul director al finanțelor publice regionale Galați, avem alături de noi oameni de afaceri de o înaltă, responsabilitate publică, cu sute de angajați și cu o contribuție semnificativă la bugetul municipiului și al județului și al României. Cred că ALDE a arătat în cei 4 ani în mod clar că este alături de cetățeni, este pentru progresul și dezvoltarea municipiului Galați și a județului Galați, cum am spus-o de fiecare dată, la miile de proiecte care au fost în cei 4 ani în care ALDE a fost prezent în Consiliul Local și Consiliul Municipal, în Consiliul Județean. ALDE a contribuit în mod permanent cu propuneri pentru evoluarea și evoluția fiecărui proiect, pentru evoluarea societății, pentru dezvoltarea municipiului și a județului Galați. Nu este ușor să perfecționezi în permanență miile și sute și sute de proiecte care au trecut în fiecare trimestru și zeci de proiecte în fiecare lună, care au necesitat un volum de muncă puternic și foarte mare din partea colegilor noștri din ALDE și a întregii echipe ALDE. Este foarte ușor să găsești motive să nu votezi un proiect care duce la dezvoltarea municipiului și a județului Galați. Este foarte ușor să îți cauți motive să nu fii de acord. Cred că este mult mai complicat, mai greu și necesită o pregătire temeinică și semnificativă să fii întotdeauna prezent în viața și în viața publică cu propuneri de creștere a performanței oricărui proiect propus pentru pe ordinea de zi și care se finalizează într-un final cu o vot, sau se finalizează cu o hotărâre de Consiliul Local sau cu o hotărâre de Consiliul Județean. Toate, așa cum spuneam, duc în direcția bunăstării, creșterii nivelului de bunăstare a fiecărui cetățean.
Asta este principala noastră preocupare, va fi această preocupare și în continuare. Nu știu să laud primii 5 din propuși pentru Consiliul Județean, nu știu să laud primii 5 pe Consiliul Municipal. Eu cred că toți cei propuși, începând cu numărul 1 și terminând cu numărul 34-35 la municipiu și începând cu numărul 1 și terminând cu numărul 50 și 4 la Consiliul Județean, fiecare reprezintă societate, un nume, o valoare și își doresc toți acești colegi să participe la dezvoltarea regiunii, a municipiului și a județului Galați. Dacă aveți întrebări... Spuneți-ne totuși câteva nume de pe listele de consilier municipal și cei județeni. Eu cu mare drag aș lua lista în față și aș spune toate persoanele, după care aș continua cu baza de date a organizației ALDE, pentru că, din punctul nostru de vedere, nimeni nu este mai puțin valoros. Nu aș vrea să, știu, să dezavantajez vreun coleg, pentru că noi am avut discuții frumoase, discuții liberale, discuții, așa cum se întâmplă de regulă într-un partid care se respectă și respectă democrația, și am înțeles să promovăm, știu eu, în primii 10-15 persoane care au o deschidere publică mai, poate mai mare decât alți colegi. Nu înseamnă că sunt mai puțin valoroși, nu înseamnă că cei care sunt spre finalul listei au mai puțină valoare profesională sau experiență, ci pur și simplu ținem cont de poziția, să spunem, și de dorința, de capacitatea și ceea ce își propun fiecare să dea înapoi societății. Din acest motiv, nu știu dacă m-aș limita să numesc 4-5, aș putea numi, în afară de ceea ce persoanele care le, poate și eu îi cunosc mai puțin presa ca fiind partizani sau membri de activ, membri activi în ALDE, am și numit câteva persoane, cum am spus, doamna director Gabi Țelicov, dar sigur că doctorul Bucatanski, Vistrate Miltiade, domnul și colegul care este și prezent alături de noi, Facuri Hamed, și aș mai putea să Sorin Dimache, și lista continuă, repet, până la 80, cât compune atât Consiliul Local cât și Consiliul Județean. Pentru candidatura Consiliului Județean ca președinte, sigur că organizația a propus colegul nostru vicepreședinte Consiliului Județean, Florinel Gasparotti, Petru, cum ar fi numele întreg acum, dacă ne-am ocupat de atâta documentație, nu putem scăpa nici virgulele din propuse în, știu eu, în legislația prezentă, câte documentația a fost necesară pentru fiecare candidat. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, o să... Ce procent v-ați propus pentru Consiliul Local și Consiliul Județean? Dacă s-ar lua în calcul experiența, expertiza, valoarea celor care și-au depus candidatura, cred că ar trebui să luăm primul și cel mai înalt procent care va fi rezultat în alegeri, în funcție de prezență. Dar sigur că întotdeauna poate unii se bucură prea mult de afluxul național cu care este împins în spate din partea partidului. Noi suntem împinși în această candidatură doar de dorința noastră de a oferi cetățenilor și comunității experiența noastră și, bineînțeles, suntem împinși de cei care îi reprezentăm sau cei care îi reprezentăm aici din cetățeni, care sigur că sunt, își doresc ca noi să-i reprezentăm. Nu știu dacă și cum ar trebui să ne gândim, dacă ne cerem scuze cetățenilor că n-am propus nimic în listă care să arate pumnul, dar noi credem că cetățenilor trebuie să le arăți bunăstare, capacitatea de a le crea bunăstare, de a le crea progres, de a crea dezvoltare municipiului, județului și a regiunii. Și cred că m-am gândit profund așa, dacă m-ați întrebat, așa cum m-ați întrebat, să spunem despre lista de consilieri. Mi este, cum spuneam, greu să remarc doar unul, doi dintre ei, pentru că fiecare sunt buni.
dar trebuie să acceptăm cu toții că valoarea oamenilor dintr-o listă de consilieri o dau voturile cetățenilor. Ne dorim ca reprezentarea cetățenilor la vot, deși este o perioadă dificilă, cu multă îngrijorare legată de starea de sănătate și de transmiterea epidemiologică a acestui virus nefericit, pentru care creează o nefericire în populație și o zonă de isterie, atunci ne gândim că prezența totuși poate fi influențată de această pandemie. Ne dorim ca cetățenii să-și exercite dreptul de vot, să-și exercite această, până la urmă, obligație civică, ca atunci când vor trimite în Consiliul Local, vor trimite primarul să-și îndeplinească mandatul, să fie toată populația mulțumită și fericită că nu vor ajunge reprezentanți în Consiliul Local sau primar sau președinte de Consiliul Județean cu 10% din voturile valabile exprimate sau cu 10% din numărul de persoane înscriși în lista electorală permanentă. Eu sper ca prezența să fie bună, ca votul cetățenilor să arate cu adevărat ceea ce își doresc gălățenii din municipiul și din județul Galați. Vă mulțumesc!